revenit, prieteni, după pauza de publicitate și știți cine este de vină că o avem pe mult îndrăgita interpretă Victoria Lungu astăzi aici cu unul dintre proiectele sale frumoase, Vicky Lu. De vină este Vara! Ta-da! Și piesa cu același nume care a apărut recent în repertoriul dumneavoastră. Hai să trecem imediat la tu, pentru că altfel da, nu ne merge discuția. Bine, hai să zicem telespectatorilor că atunci când Victoria Lungu avea deja un nume și era în juriu la concursurile de muzică, eu nu eram decât o participantă și de asta mi-a rămas respectul de atunci. Dar pentru că azi e Vicky Lu, trecem la pertu. Bună. Hai să luăm bună ziua tuturor, bine te-am găsit pe tine aici în acest studio, chiar foarte... drăguț, așa mi se pare mie. Și uite că vezi că Lala este cea care m-am gândit că o să-ți facă foarte mare plăcere dacă am să o aduc aici alături. Sunt iubitor de animale și sunt nebună după ele. Apropo, hai să-i facem prezentările. Dragi telespectatori, oaspetele de onoare al acestei ediții, Laila! E o scumpă! Da, să știi că atunci când mă pregăteam să vin la voi, s-a băgat în gentuță, pentru că ea toate gentuțele... Serios? Că, da, când pregătesc să vin să merg la o emisiune, gata, este băgată în gentuță. Vrea să vină la mine? Da, vrea să vină la tine. Doamne! Pentru că vede că o lauzi, zici ceva de bine. Da, și simte. Cum s-a născut piesa De vină este vara? M-am mai ocupat cu vorba și fata are doică. Am eu grijă de ea. Nu, să știi că este foarte curioasă să vadă absolut ce aveți voi aici în studio. Da, te rog. Piesele, ca și toate altele, se nasc de la o idee, de la o dorință. Știi că fiecare proiect al meu conține piesele autobiografice și evident că fiecare piesă are un timp când se naște, o zi când ajunge în scenă, o linie melodică la care eu visez foarte mult, pentru că dacă atunci când era la început, începutul carierei mele, veneau compozitorii și mă aduceau melodia și atunci eu eram bucuroasă să cânt orice, doar ca să ajung pe sticlă. Și atunci când aveam un compozitor foarte renumit, pentru mine era o mare onoare să cânt din repertoriul acestui compozitor. Să știi că acum sunt foarte atentă la ceea ce cânt, ce lansez. Mult mai selectivă, nu? Foarte selectivă. Și atunci eram selectivă, doar că ascultam foarte multe compozitori. Acum aleg deja eu care este cel care... Vrea apă, hai! Hai că pentru tine l-am gătit, ce crezi? Că ea acum nu mai vrea nimic, ea acum vrea atenție. O bățică de carne, un băiat. Dar cum ați hotărât că piesa asta se potrivește mai bine proiectului Vicky Lu? De ce nu a cântat-o Victoria Lungu? Sau nu sunteți neamuri? Sau cum? Știi că Victoria Lungu este un proiect mai melancolic, mai sensibil. De suflet, să zicem? Exact același lucru, mai sufletesc, mai aproape de inima publicului, pentru că inima nici de cum n-ai să o bagi în proiectul Vicky Lu și nici Viață și nici Alături de tine. Și melodiile folclorice pe care le aveți. Da, și melodiile folclorice, absolut, îți dai seama, în opincuțe. Nu știu dacă este foarte bine Vicky Lu să cânte în opincuțe, pentru că vezi acum, sunt un alta eu. Da, mă surprinde faptul ăsta că puteți să vă transpuneți și să fiți două personaje de scenă, dacă îmi permiteți să zic așa, pentru că artistul e un personaj care se creează cumva pentru public, atât de diferite. Deci sunteți foarte diferite, într-adevăr. Cum reușiți să faceți transformarea asta? Vreau să zic că atunci când am făcut școala de actorie, pentru că am avut marele noroc să fac și actorie, fiecare actor este gata în orice secundă. Acum să plânți, acum să zâmbești, acum să joci rolul în care ți-a decedat soțul sau te-ai căsătorit sau tu ai decedat și atunci trebuie să știi să fii în rolul acela. Firesc. Știi ce înseamnă viața de actor, pentru că nu e neapărat să înveți ca să fii, filmezi și tu videoclipuri și atunci îți dai seama că imediat te transpui în acel personaj pe care trebuie să-l joci. Pentru mine chiar aveam nevoie la un moment dat, duceam lipsa, pentru că toată lumea m-a întrebat de ce ai început să faci muzică populară, pentru că duceam lipsa acelui port care să mă aducă aproape de casă atunci când nu mai era mama, când nu mai era tata. Proiectul Vicky Lu, aveam nevoie într-un moment să merg în
club, acolo unde sunt cei tineri și într-un moment să fiu îmbrăcată ceva. Iată, foarte, apropo, foarte... Apropo de portul popular despre de portul care vorbeam. Popular despre care vorbeam eu, știi? Și, asta cine e? Asta tot este ea. Cine? Care dintre ele? Dichelu. Dar se bat ele vreodată între dânsele? Adică, Fato, hai Victoria, da, hai Vicky! Da, deci da, se întâmplă momente de astea în care nu mai știi ce e mai bine sau ce ai vrea să faci mai mult? Nu, sau... pentru mine totul este bine. Doar că atunci când am un concert și trebuie să merg în scenă, e foarte greu, repede, repede să-mi bag ceva foarte scurt și după aia să merg să cânt la poarta părinților în ie și lumea un pic, știi, așa se uită imediat, vestimentația îți dă de bănuit câte ceva, știi cum e? Așa. Și de fapt, de multe ori, oamenii se uită la vestimentație înainte de a asculta ce le cânti tu. Deci chiar mă bucur că pentru muzica populară există acest port și aceste ii și broboade și o pincuță, pentru că acolo nu se mai uită și la doar pulpele muzica tale și la sânii tăi, dar se uită doar la ce. Ei da, în proiectul Vicky Lu se poate, așa că uitați-vă, dragii mei, da, Vicky Lu e foarte sexy și... da, uite-mi. Tânără sexy și neliniștită, ce să mai zic? Nu, să știi că chiar sunt foarte liniștită, sunt foarte calmă, sunt foarte așezată, sunt foarte temperată, anii m-au pus la locul meu, sunt foarte ok, chiar și atunci când sunt foarte dezbrăcată, tot sunt foarte ok, pentru că când, dacă e să vorbim acum 10 ani, când făceam eu muzică ușoară, nu mai puneai frâna, gata, era... Acum vârstă. Puteți să ziceți ce n-ați zice, că oricum, atunci când acest corp, care spuneți dumneavoastră, în care trăiește un creier foarte sănătos și un spirit liniștit, temperat, arată așa, ca la 16 ani, da, atunci de ce cu băieții nu aveți ce să faceți. Că văd doar mai mult de muzică populară și muzică... Da, e un mix, au făcut colegii noștri, da, un mix, dacă să... Vicky Lu avem astăzi în studio, așa că... Dacă dăm de așa că o să ni se demonstreze în toată splendoarea ei astăzi. Piesa, despre piesă, să revenim puțin la ea, cu cine ați colaborat? Să știi că acest proiect Vicky Lu a fost lansat acum 4 ani de zile și fiecare an trebuia să fi fost lansată câte o melodie. Prima melodie a fost în, despre care sper eu că o să vorbim astăzi neapărat, acum ceva ani, cu jucătorul, iar în fiecare an trebuia să mai fie lansată o piesă, am lansat cu Johnny Barbu acea melodie, fiecare piesă trebuia să conțină câte un băiat care trebuia să fie o jumătate a mea, pentru că așa era proiectul. Acum când am ajuns la această melodie și am zis că trebuie să lansez ceva de vară, am zis că e neapărat ceva foarte proaspăt, ceva foarte atent și s-a lucrat foarte mult la melodie, adică ideea a venit mai greu decât propriul orchestrația. S-a lucrat la prima colaborare, sunt cu Smoli și Valeriu Pașa, care pur și simplu e fenomenal pentru mine, vreau să vă zic că atât de flexibil, atât de ușor s-a mișcat, pentru că mi-a dat o melodie, am schimbat textul. Vicky Lu e pretențioasă, nu? Da, foarte. Să știi că e foarte ambițioasă, foarte pretențioasă. În momentul când știu că piesa o duc eu în scenă, atunci chiar sunt foarte atentă, exact ca în toate melodiile pe care le fac eu. Deci ce va fi restul la urmă? Și vreau să zic un lucru, că melodia a venit după text, după aia s-a schimbat ceva, după aia s-a mai schimbat nu știu ce. Într-un moment zâmbeam cu Valeriu și spuneam că tot ceea ce a fost la început nu mai este. Pentru că, e o altă piesă. Da, pentru că Valeriu nu a mai lucrat cu mine, știi? Și în momentul când tu lucrezi cu un interpret, el având domnișoara care cântă în casă, Valeria Pașa, îi scrie pentru ea. Și o cunoaște bine. Da, și o cunoaște foarte bine. Atunci când începi să scrii pentru un alt artist și un artist deja care știe 100% ce vrea, să știi că nu, cu mine nu poți să spui și simplu să zici vreau așa. Nu, dacă vrei tu așa, faci cu cine o vrei. Tu. Da, o cânti tu, exact. Dacă fac eu melodia și o înregistrez eu, atunci trebuie să fie exact așa cum văd eu și cum doresc eu. Într-un final a ieșit așa cum trebuie să iasă? Cum da, v-ați dorit? Exact. Cum ați exact văzut-o? Așa, da. Mă gândeam de start că îmi doream o voce mult mai plină. Smol a zis, dă-i mai mult pe sex,
pentru că e vară și... Și lumea așteaptă! Și lumea așteaptă ceva așa, că mă wow. scol de dimineață, ce fac, o simt pe față, mă gândesc la tine, măi nebunule, unde ești? Mm-hmm. Hai că-mi iau geanta, telefonul... Textul îți dă voie să experimentezi, da, exact. Și atunci am lăsat, eu vreau, îmi doream să o fac pe weekend-ul un pic mai rea din asta, așa că mă scol de dimineață, dar tu trebuie să mă aștepți acolo pe electoral. Mm-hmm. Zice, nu, lasă, să fii bunul, fii și tu bună. Am înțeles. Asta e important, că ești așa precum v-ați dorit și eu cred că e momentul să-i scăpăm pe telespectatorii noștri de suspansul acesta. Vreau să-ți mai spun ceva până merg să cânt melodia, că îmi doream tare mult să vin cu videoclipul să-l demonstrăm aici, dar pentru că se lucrează la videoclip, eu sper că succes. O să fie ceva foarte interesant și o să vedeți. Suntem siguri de asta. Ceva foarte, foarte wow. O să revenim la discuția noastră, că noi avem tare multe lucruri de discutat, cu oameni interesanți nu se mai termină vorba niciodată, dar am să vă rog să treceți în scena platoului nostru ca să ne cântați melodia De vină este vara, că o așteptăm cu nerăbdare. Dragi prieteni, ne cântă Vicky Lu. Clipele de vară
noi cu Laila aplaudăm furtunos această piesă. De vină este vara. Mie îmi trezește emoții pozitive piesa asta. Deodată mă face să mă gândesc la mare, la soare, să vreau să evadez. Gata, las emisiune, tot mă duc. Și atunci ce nu evadezi? După emisiunea asta imediat. Cum a reacționat publicul, spectator, ascultător la piesa asta nouă? Să știi că am fost foarte surprinsă în momentul când încă melodia nu era lansată. Am luat doar negativul și am avut câteva spectacole prin țară. Foarte, foarte frumos. Atât eram de fascinată și atât eram de impresionată de ce cum cântau cu mine. Și acum să știi că la orice eveniment pe care îl cânt, toată lumea este wow. Nu e melodia atât de promovată, pentru că stai seama, e încă nouță. Sper eu până se termină vara să nu rămâie tot nouță, să se reușească să se învechească, pentru că vara e foarte scurtă și de asta m-am străduit ca să o lansez chiar în primele zile ale verii. Apropo, Victoria Lungu sau Vicky Lu, nici nu știu cum să zic, sau ambele, au fost foarte harnice vara asta. Iată că sunt în proces de filmare a videoclipului, precum s-a menționat mai sus. Lucrez la o altă melodie din proiectul Vicky Lu. Lucrez încă la o melodie din proiectul Avem Vicky Lu. Avem piesă nouă lansată. Lucrez la un proiect de muzică lăutărească cu cineva pe care wow. Trebuie să-l lasez, dar e un secret. Așteaptă deja de un an de zile melodiile în studio, trebuie să intru, cred că în săptămâna viitoare, și se filmează și videoclipul. Cum o să fie? Victoria Lăutărița? Sau cum o să mai fie de data asta? Abia așa să vă ce surpriză. Nu, e un pic altceva din ce e din muzica populară, muzică care cred eu că o să vă placă, credeți? Da, sunt sigură de asta. Și aici vreau să mai adaug, despre hărnicie vorbind, că ați apucat să ajungeți și la mare. La mare, la soare. Aveți un bronz, e imposibil să nu remarcăm de calitate. Să știi că a avut grijă maserul meu, pentru că imediat când m-am revenit de la mare... Na, iată și pozele de la mare. Da, acum de vreo 7-8 ani, cred. Pentru că pozele de la mare, acum am învățat o lecție și nu mai postez absolut nimic pe internet. Serios? Și eu care credeam că aveam imagini exclusive aici la vedete fără secrete. Nu postez asta, sunt de foarte mulți ani. Am niște poze extraordinare pe telefon. Dacă mi le cereau, puteam în exclusiv pentru tine să ți le dau. Chiar vă rog că le-ai cerut. Chiar vă rog că le pun colegii din regie. Mai slabă decât aici. Da, băi, se vede. Le pun colegii din regie dacă fac rost de pozele alea. Mă gândesc că o să mă înțeleg. Laila, ia să mă înțeleg cu tine să-mi dai pozele sau cum facem să o amăgim pe mama, ai? Nu, să știi că de fiecare dată când mergeam la mare, unii jurnaliști care doar postam ceva și imediat îmi scriau: puteți să ne dați și nouă o poză, știi? Și eu fiind foarte prietenoasă, trimiteam o poză și după aia scriau: nu mai vreau, știi? Am ajuns la momentul când chiar nu mai vreau să fac publicitate pe unde mă odihnesc, cu cine, pe ce mă... Aici vreau să nu... Eu am viața, am și eu coarne de jurnalist. Ce să fac? Am coarne de jurnalist. Cine e de vină? Cine e de vină că Victoria Lungu a plecat la mare, chiar la începutul verii? Păi vara e de vină. Tot vara e de vină. Nu este și un var pe acolo? Nu, de ce nu mai spune chiar numai vara, așa? Nu este nimeni, stați liniștiți. Victoria Lungu și Vicky Lu s-au pornit foarte mult pe treabă. Nu am timp. Am zis de la ultima mea relație acum 5 ani de zile, am zis că nu mă mai implic nici într-un fel de amor. Am viața mea, o am pe Valeria, am publicul meu, am piesele mele, nu, inima mea e ocupată cu Laila. Încă un copil de crescut. Nu am timp eu pentru lucruri care cred eu că nu și-au loc în piața mea, pentru că chiar foarte multe am de făcut, să știi. Am și lucrez și la un centru ca profesoară de canto și am ore de dicție cu copii. Muncesc foarte mult, îmi doresc, știi că sunt la vârsta când trebuie să muncesc și să dau pe 180, știi, ca să mă mișc foarte repede. Important că rezultatele sunt frumoase. Ia să trecem la siluetă, că despre asta am vorbit ceva mai devreme. Ce beau? Cam asta și cu cine e important. Cum reușește o mamă de fată mare să se mențină atât de bine și frumos? Păi ăsta este și secretul, pentru că fata și publicul meu îți cere ca să fii în trend, în primul rând, sănătoasă. Eu încerc de la sănătate.
ce mănânc. Frumusețea înseamnă sănătate. Frumusețea înseamnă sănătate. Și dacă mănânci la timp, uite, eu mă trezesc, am ceasul pus la ora 6. De la 5 până la 7 mă trezesc, îmi fac paharul cu apă pe care îl beau călduț. După aia stau foarte ușor, mai fac tot ce am eu nevoie, ce trebuie să mănânc. La 8 merg la yoga, la 10 merg la masaj. După aia am programul pe care îl pun, trebuie și să cânt câte un pic. Pentru că vocea știi cum iese, așa, dacă nu e prelucrată să nu e exersată, atunci e și pentru că am avut foarte multe concerte la sfârșit de mai și început și foarte multe evenimente în care, cum știți, au fost zăpăcite, dormeam foarte puțin și cred că asta am grijă, masaj la față, masaj la corp, tot ce este bine, frumos și nemaipomenit. V-aș ruga ca să împărtășiți din experiența proprie, în special femeilor telespectatoare, cum reușiți să treceți peste momentele, dacă sunt de insucces, sau momentele mai triste din viață și să mergeți înainte cu același optimism și bună dispoziție și forță întotdeauna. Bine, să nu creadă acum cei de acasă sau doamnele de acasă că eu nu am momente în care nu plâng. Crede-mă că plâng și eu foarte des. Mă simt singură, de multe ori ajung 3, 4, 5 zile când sunt supraobosită și mă trezesc dimineața și îmi dau seama că sunt tot singură, că Valeria este departe de mine și de ce am făcut ca să nu fiu lângă ea. Sunt niște momente când mi se pare că nu am reușit să fac atât de multe lucruri pe care trebuia să le fac, că undeva nu am reușit să fac albumul ăsta de muzică populară când era mama mea încă în viață, că nu am reușit să fac acest proiect acum 10 ani, ce-l fac acum. Știi, noi mereu ne punem niște semne de întrebare și atunci când le pui, te trezești a doua zi și cu atâta vânt începi să iubești viața, pentru că eu am o carte a recunoștinței și această carte pe care o notez de ani de zile și acest caietel în care îi mulțumesc în fiecare dimineață Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat El. Știi cum, lucrurile se schimbă în viață, frumusețea este trecătoare, cum spunea cineva, frumusețea, faima și tinerețea este trecătoare, rămâne doar sufletul omului și ce a lăsat el după. Și mă mai uit la greșelile pe care le-am făcut eu cândva, pentru că crede-mă, le-am făcut multe și mă gândesc că ar fi cazul să schimb ceva, vreau să fiu un exemplu foarte bun pentru Valeria. Să învăț că doar muncind tu de una singură și să nu aștepți, pentru că nu vine nimeni să-ți deschide ușa și nimeni nu-ți dă paharul plin. Acel pahar trebuie să-l umpli și când îți pare că este plin, gata, este gol. Și începi iarăși de la capăt. Mulțumesc pentru sinceritate. Dragi telespectatori, avem o carte aici scrisă pe două picioare. Cu siguranță avem foarte mult de discutat și de împofida faptului că am rezervat foarte mult timp pentru interviul nostru. Acesta a expirat, așa că da, foarte repede, nici că mi-am dat seama. Așa că o să invităm telespectatorii să urmărim și un videoclip tot semnat Vicky Lu cu Ianonică, semnat Ianonică, cu jucătorul. E un videoclip care pentru mine este ceva aparte și sper și pentru cei de acasă. Bun, câteva clipe ca să vă luați rămas bun de la telespectatorii noștri. Ce să vă zic, aveți grijă că dacă faceți vara să fie de vin, atunci o luați la mână și mergeți la mare, pentru că acest bronz nu se face pur și simplu așa. Nu uitați că eu vă iubesc și tot ceea ce fac pentru voi, iar vouă nu vă rămâne decât să-mi dați aplauze și să mă răsplătiți cu aceeași dragoste pe care vă aduc eu ani de zile. Vă iubesc și o vară frumoasă! Vicky Lu, prieteni, astăzi în studioul nostru, mersi mult și vouă vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă urăm o vară frumoasă, cum s-a zis și mai sus, să vă bucurați de aceasta, ne vedem data viitoare la Vedete Fără Secrete și acum rămâneți în compania interpretei Vicky Lu și jucătorul videoclipului. Și spune-mi când te pornești. Număr secundele până ajungi la mine. Ca prima zi să simt că mă iubești. Este târziu și mână vei lucra. Vreau să-mi spui că te-ai pornit deja. Nu vom rezista așa, înnebunesc. Toate gândurile prin lor implutesc. Ce-ar fi să lăsăm totul bac și să fugim unde? Dar ce contează când suntem în doi și din plin orice.
Îți spun că sunt a femeia, de când pe tine te-am cunoscut, să știi că m-am schimbat. Zeu, acum eu sunt băiat cu minte. Nu, eu nu mai sunt ca înainte. Am un plan și e plin de culori. Hai, cu mine hane și o să-ți dau fiori. Suntem împreună, vădrează de soare mai tare lumine. Că suntem împreună, pe cel mai multe stele se aprind. Sună-mă și spune-mi când te pornești. Număr secundele până ajungi la mine. Ca-n prima zi să simt că mă iubești.